Da, și iată că am ajuns în momentul eclozării pontei de Lăcusta Călugăriță. Acum are loc eclozarea, dornice de viață. Ia uitați cum iese de aici, ia uitați în urcă, nu știu câte sunt. Ia uitați aici, cred că sunt peste 100. Mă bucură enorm acest lucru. Dornice de viață, ia uitați cum pleacă. O să ies afară să le dau drumul la viață aici în Solana, filmat, pentru că bate vântul foarte tare afară. Sunt foarte interesat, ia uitați ce cap are, ce postură are de atac. Deci se cunoaște că este un prădător excelent, ia uitați cum se prezintă. Se deplasează, capul este foarte mare, foarte interesante sunt. Ia uitați. Îmi plac foarte mult. Asta a fost informația pe care am vrut să vă o dau, să vedeți și dumneavoastră cum arată larva de lăcusta călugăriță, câte face și că e bine să le aveți în curțile dumneavoastră, semn că este o zonă spre bio. La revedere și succes!